despre autor nu am să vorbesc nimic. Cristian și unul să numele mă ca să spun în start. Am să las pe amfitrionii noștri, cei specializați în a vorbi despre carte, scriitori. De data asta să vorbesc, încerc să vă fac un scurt rezumat, în două minute. Prima dată prezint pe colega noastră, doamna Otilia George, managerul acestei instituții, care ne-a facilitat participarea aici. Mulțumim în numele iubitorilor de carte. Bună ziua și bine v-am găsit! Ne bucurăm că sunteți alături de noi, chiar dacă vremea nu este atât de prielnică. Mă bucur că suntem într-un număr destul de mare și vă urez succes! Pot să pun o întrebare? Ce s-a întâmplat cu spațiul ăla grozav de jos? Povestim după, okay. Că e mult de poveste acolo. Încă nu există săracul, dar pompierii zic că nu. Da. A, da? Încercam să vorbesc despre omul Răzvan Popescu. Multă lume îl cunoaște, știe, fiind un jurnalist care de profesie, a terminat facultatea de geologie, are un, să spunem, o diplomă în jurnalism obținută la statul Universitatea de jurnalism din California. Ca și om de presă, s-a ocupat atât în presa scrisă, cât și în presa radio. A fost transmis la BBC multă vreme, a fost și pe redactor șef la TVR România și nu în ultimul rând, în cadrul instituției care reglementează drepturile de autor și drepturile la televiziune radio, din 2000 este membru al CNA-ului, ocupând funcție... drepturile de autor. Fără drepturi de autor, da? Membru de ACNA-ului, a avut calitatea de președinte din 2007 până în 2012, vicepreședinte până... De două ori. Cum? De două ori, da, da. Păi oamenii de calitate sunt la locul când trebuie și unde trebuie, da? Urmează să aflăm de la colegii noștri că a avut o activitate cât se poate de prolifică în scriere, 11 cărți, din care 7 mulți dramaturgi, regizori au constituit și considerat că pot fi puse în scenă, astfel că a avut ocazia să lucreze de la Dan Pizza. Un film. Da, film. Dan Pizza. Pintilie, un nume extraordinar, Mărginianu. Da, și Radu Boadră. Da. Prin urmare, avem această șansă ca în această seară să ni se alăture alături de colegi distinși noștri oameni de artă din Timișoara pe care îi cunoașteți. N-are rost să fac nicio descriere a lor. Încep într-o ordine aleatorie, domnul Cornel Ungureanu și colegul nostru bine cunoscut atât prin Piper pe limbă, nu? Da, și sunt de bucătărie. Da, atât în Timișoara, atât în România și de foarte multe ori călătoresc în toată țara. E un bloc tot așa. Bine ați venit. Mulțumim. Și vă las pe mâna distinsului domnul. Înainte de a spune că ai avut și anumite calități, distinții, ai fost ora cu steaua României, da? Ai fost cu steaua cu diploma de la Republica Moldova, un mare casă și nu în ultimul rând, în 2023, titlul de pentru cartea, ultima carte, proză. Pentru literatură, da, primul revistă când vorbim de literatură. Atât am avut de spus, vă rog. A uitat Crucea Patriarhală. Și Crucea Patriarhală, da. Crucea Patriarhală. Și multe începe postul Paștelui, trebuie să ne amintim. Da? Da. Încep eu că așa am hotărât, vă spun bună ziua, mă bucur că v-ați sâns într-un număr atât de mare, că ne-am sâns într-un număr atât de mare. I-a prit domnului Popescu ultima întâlnire care a fost într-o altă librărie, s-a simțit bine, atât de bine cât a revenit. Nu poți să te întorci dacă nu ți-a plăcut. Am fost și atunci mulți, suntem și acum mulți, atunci am fost în fața unui torent, care e un roman, în torent. De data asta suntem în fața unui jurnal. Eu întotdeauna mă uit cu interes, cu admirație, dar și suspicios la oamenii care scriu jurnal. Trebuie să te uiți cu suspiciune pentru că în clipa în care te hotărăști să publici ceea ce scrii, dramul de adevăr, măsura în care spui lucrurilor pe nume, în mod sigur ține de echilibrul interior. În afară de faptul că titlul cărții e Omul Orchestră, el are și un subtitlu, un jurnal altfel. De ce e altfel jurnalul?
nu să decodez până la capăt, pentru că altfel dacă vă spune de ce s-ar putea să nu citiți sau din potrivă să luați toate cărțile, vă spun însă că e o carte care ar putea să stea sub semnul acestei mărturisiri pe care domnul Popescu o face la un moment dat într-una dintre pagini. Ia uite! Să scrii literatură într-o țară aflată pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul lectură este ca și cum ai face muncă în folosul comunității fără să te oblige nimeni. Tinerii de azi sunt demotivați, dependenți de tehnologia modernă, cocoșați sub povara de date. Ce se va alege fără carte? O țară fără nume, fără identitate. O țară defavorizată cultural. Cred că asta e intriga acestei cărți. E intriga unui om care n-a stat pe margine niciodată, din potrivă. A fost un om care a lucrat în câmpul muncii, a fost inginer în Valea Jiului, după care a intrat în zona de presă, a lucrat 4 ani de zile la BBC, apoi a avut șansa să lucreze ca purtător de cuvânt al președintelui Constantinescu, apoi a intrat în CNA și a rămas acolo, un om care e foarte atent la ce se întâmplă, vrea, nu vrea să uite la televizor, că asta e meseria, îi place ce vede, nu îi place ce vede, din când în când mai notează, mai dă și câte o amendă sau din potrivă e cumpănit în lucrul ăsta. E un om contemporan, un om care știe ce se întâmplă și un om care visează continuu să scrie. De fapt, e jurnalul unui scriitor, pentru că toată cartea, în definitiv, despre asta este. În subsidiar e oful mare al unui om angrenat în fel de fel de chestii care, de fapt, n-ar vrea decât să stea pe margine și să facă literatură. N-a făcut doar literatură, a învățat să facă scenarii de film. Dacă îți dorești ceva ca scriitor și visul oricărui scriitor, mai spunea și data trecută, e să fie jucate cărțile tale. Păi, scena teatrului, în cel mai bun caz, în cel mai mic caz, în cel mai bun caz, să facă un film. După scenariile lui Răzvan Popescu s-au făcut 7 filme și cu regizor Babani, cum s-ar spune așa, în Valea Jiului, oameni extrem de tari, unul mai tare decât altul. E o carte în care autorul face un lucru teribil și aici îți câștigă încrederea. Când scrii jurnal, în primul rând trebuie să fii sincer până la capăt. Un om care vorbește despre propriile vulnerabilități, devine la început sincer. Un om care se expune de la început, un om care vorbește despre propriile defecte, despre micile defecte care apar odată cu vârsta, despre nostalgii, când vorbește despre putere, când vorbește despre opoziție, când vorbește despre ce se întâmplă în lumea asta, în afară de ce se întâmplă cu sine, devine un om credibil. Și în clipa asta, jurnalul începe să devină într-adevăr literatură. Mare lucru că în stânga noastră e un om care a publicat și scrie jurnal. Cornel Ungureanu e unul dintre scriitorii care constant, în afară de cărțile de critică și de istorie literară, a publicat jurnale. Mi-amintesc că 2 dintre ele, A murit în Tibet, e o carte teribilă pe care Cornel Ungureanu a scris-o în clipa în care a făcut o călătorie în China și a intrat în levitație, poate ne povestește domnia sa despre ce e vorba. Mai are o carte care urmează să reapară la editura Brumar anul acesta, o reeditare, un jurnal de pe vremea când era secretar literar al teatrului și director al teatrului. Prin urmare, haideți să vedem cum vede un om care scrie și jurnal cartea unui confrate, până la urmă, în același stil literar. Răzvan Popescu este romancier, este poet, are 2 cărți de poezie, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Un om care, repet, face scenariul de film și a învățat să facă lucrul ăsta și mărturisește că nu și-a dorit niciodată asta, pentru că regizorii văd într-un fel literatura și lumea, iar scriitorii văd în cu totul și cu totul altfel. Dacă un regizor gândește și în imagini, un scriitor nu gândește decât în cuvinte. Ori aici e marea dihotomie pe care o trăiești ca scriitor, pentru că atunci când lucrezi cu un regizor, pentru că trebuie să-ți înghiți cuvintele, pentru că celălalt întotdeauna gândește cu câțiva pași înaintea ta, pentru că se folosește de camera de filmat. Îl invit pe profesorul Cornel Ungureanu. E foarte greu să vorbesc despre Răzvan Popescu dacă vă uitați la Cine Maraton. O să vedeți ce înseamnă un film de Pintilie, ce înseamnă, în fiecare săptămână câteva filme la care autor practic e Răzvan Popescu. A te întâlni cu actorii despre care, pentru care a scris Răzvan Popescu. Este o întâlnire cu totul și cu totul neobișnuită. Un om care
vrea să fie scriitor, este scriitor, de poet, e romancier, a fost în preajma lui Emil Constantinescu, a rămas în preajma lui, e purtător de cuvânt. Al guvernului a trăit într-o actualitate imediată. Toate acestea înseamnă mult, înseamnă enorm pentru întâlnirile pe care ni le oferă. Învățăm să descifrăm un film, învățăm să ne amintim ce s-a întâmplat la întâlnirile lui Zelenski de la Varșovia, însemnăm ce înseamnă să ai șansă. Ce înseamnă să ai șansă în Valea Ziului, ce înseamnă să trăiești în Valea Ziului, ce înseamnă a scrie despre lumea din Valea Ziului, un scenariu pentru un film uluitor pentru Lucian Pintilie. A scrie despre sine, a scrie un jurnal despre sine. Domnul Robert a avut generozitatea să-mi pomenească câteva cărți ale mele. Dacă e doamna directoare a librăriei de aici, nici o carte de-a mea nu-i de găsit în această librărie. S-ar fi vândut, domnul Grand. S-au epuizat, știți cum. Plac numele dumneavoastră. Nu e realitate. Eu am întrebat atineauri de geografie literare și mi s-a spus, nu mai avem. Nu, am vreo 20 de cărți care n-au trecut de aici. Domnul Răzvan Popescu, știam că e în lumea care conduce publicistica românească, e într-o lume a imaginii, a imaginii care se desparte de prea multe ori de carte. Voința domniei sale este de a fi aici, a fi aici împreună. Împreună cu cei care citesc, cu dumneavoastră. Cine e Vasile Spiridon? Știți cine e Vasile Spiridon? Vasile Spiridon e un critic literar care a scris de o carte a domnului Răzvan Popescu. Cine e Casian Maria Spiridon? Casian Maria Spiridon l-a sărbătorit la Iași pe domnul Răzvan Popescu la o lansare de carte. Am lansat foarte multe cărți. Că nu m-am întâlnit cu un autor ca să-și iubească cărțile așa ca domnia sa. Cărți în care e vorba de mari actori, de mari filme, dar în care e vorba și de tinerețea sa, de familia sa. E, într-adevăr, un jurnal altfel, despre un personaj altfel, care este un lider de opinie așezat sus de tot, dar care rămâne
mereu lângă noi. Rămâne mereu alături de cel care, cei care vor să fie alături de el. Scrie despre domnia sa, despre șansă, țară, bucuria de a fi, de a trăi, bucuria care poate fi a fiecăruia dintre noi. Ce să spune? Mulțumim domnului Răzvan Popescu pentru această prezență, pentru această carte, în care găsim bucuria întâlnirii cu cititorii. A fost evocată și lansarea cu Vasile Popovici și Robert Șerban. Cu bucurie, nu cu întunecimea marelui scriitor care se obosește la o asemenea întâlnire. Aș putea să vorbesc foarte mult, dar la Fileala Scriitorilor întâlnirile încep la 12 și se termină la 1 fără un sfert. Nici o întâlnire. Mai avem până la 1 fără un sfert, să știți. Când lângă noi e domnul Răzvan Popescu, care poate mărturisi mult mai multe într-o întâlnire fericită datorită dânsului, cum să zic, îi mulțumim pentru prezență. Mulțumim și o doamnă Mureanu pentru cadrul în care a introdus cartea. E o carte, era să zic ca o prăjitură Doboș, cu mai multe straturi, pentru că în ea e vorba despre foarte multe lucruri. E vorba despre politică. Și e vorba despre politică din perspectiva unui om care a stat în dreapta unui președinte. E vorba despre Emil Constantinescu, dar e vorba și despre Traian Băsescu. E vorba despre Ion Iliescu, dar și despre Iohannis. E vorba despre ce se întâmplă astăzi în politică. Mai e vorba despre ce se întâmplă la televizor. Răzvan Popescu e afectat de câteva drame pe care le vede acolo, de exemplu cutremurul din Turcia. E vorba despre copilărie, despre vârsta de aur. E vorba despre un tip de intimitate. Și atât o altă cheie de lectură pe care vă invit să o aveți la îndemână. Sunt un om în general discret, spune Răzvan Popescu, retras în el. Când scriu, elimin întâmplările prea intime. Alteori condensez lucruri trăite până când devin de nerecunoscut. Nu vei ști niciodată ce și cât e adevărat. Dar acum se potrivește această dezvăluire. Este în stilul acestui jurnal onest, neelaborat, apare neglijent, totuși personal, confesiv. Și mai ales spune autentic. Nu este neapărat despre mine. Mai degrabă o lentilă, o lupă asupra realității. Vreau ca notele mele să aibă relevanță dincolo de acum, pentru întreg timpul pe care l-am trăit. Și apoi urmează o mărturisire absolut șocantă, aproape o secvență de film, și am să o citesc pentru că sigur nu o va citi, și la astfel de carte se încheie fără vocea autorului din carte. Ori, dacă nimeni nu o face, o să o fac eu. Povestește o sindrofie la care a participat. Și zice, se apropie o doamnă cu paharul de șampanie în mână, care nu părea primul, așa se legăna. Purta o rochie stridentă în carouri colorate. Arăta ca o sorcovă bine hrănită. Mă descoperă, mimează surpriza. Aha, domnul Popescu, tot supărat pe viață? Sunt siderat, nici măcar nu ne cunoaștem. O fi cititoare? Am replicat scurt. Dar dumneavoastră, tot grasă? cartea are și genul ăsta de pincanterie, are și genul ăsta de mărturisit, dar dincolo de asta, repet, e privirea, să spun așa, extrem de atentă a unui om interesat să scrie, interesant să-și explice lumea, interesant să înțeleagă ce se întâmplă cu el și mai ales interesant să fie prezent, să fie în lumea literară. Îi dau cuvântul domnului Popescu, mă bucur că s-a întors la Timișoara, o carte proaspătă, o carte care îl dezvăluie, chiar dacă spune că nu o face până la capăt. Eu cred că orice fel de carte a unui scriitor, fie că e de poezie, fie că e un roman și mai ales fie că e un jurnal, nu face altceva decât să-l radiografieze. Dacă vreți să-l vedeți pe Răzvan Popescu așa cum nu-l știți, citiți cartea. Mă bucur să fiu azi la Timișoara, n-am ocazia asta prea des. Anul trecut am reușit să lansez un roman aici,
Anul acesta, iată că am reușit să mă întorc de Ziua Cărților. Am potrivit într-un fel. S-au spus lucruri de substanță despre carte. O să adaug și eu câteva din perspectiva autorului, să încerc așa un fel de autoanaliză. Despre formă. Câteva elemente tehnice care țin de mecanismul scrisului, ca să vă orientați mai ușor în acest hățiș de... în acest labirint al memoriei, acest jurnal altfel. Ar trebui întâi lămurit acest concept, care este un gen hibrid de memorii subiective. Am un stil fragmentar, postmodern, zice critica, eu vizual, asta s-a văzut mai târziu în transpunerea în film. Sunt un povestitor pe spații mici care scriu în secvențe scurte și care nici disparate între ele, eterogene, idei, confesiuni, impresii, care nici măcar nu se înscriu într-o linie cronologică. Important este să le recuperez. Asta face un jurnal, recuperează, fixează amintirile. Ritmul este dat de acest stil fragmentar, de secvențiere ca într-un film. Am ceva experiență în acest sens, am scris 7 filme. Lucian Tintilie m-a atras în acest gen. Da, să revenim. Pariul meu este ca toate aceste fragmente, aparent disparate, să se întrepătrundă exact ca într-un montaj cinematografic. Să se întâlnească undeva în mintea cititorului, într-un tablou de ansamblu. Împreună, lumea concretă și oglindirea ei. În acest sens vorbim de un jurnal altfel, în care autobiografia declanșează mecanismul scrisului. Nu există o separare între literatură și viață, cel puțin în cazul meu. Cam atât despre formă. Să vorbim puțin despre conținut. Stați liniștiți că nu o să vă povestesc cartea. Vă spun doar că este o incursiune în trecutul nostru recent, comun, uneori derutant, uneori dramatic de-a dreptul, alteori mai degrabă derizoriu, timp de viață irosit. O retrospectivă asupra unei perioade a marilor speranțe, pe care astăzi o numim tranziție. Așadar, sunt timpuri de reamintire. Cartea este un dute vino între trecut și prezent. Cum s-a trăit atunci, cum se trăiește astăzi. Ce înseamnă să aparții unui loc, unui timp care ți s-a dat, unei familii în care te-ai născut. Toate astea sunt determinări. Și cu toate astea trebuie să reușești să te împaci. Așadar, o imagine din fragmente instantanee, detalii semnificative, care împreună intenționează să redea spiritul unei epoci, la care am participat, uneori ca jurnalist, ca observator, alteori ca o piesă într-un mecanism de putere pe care ulterior l-am și pus pe hârtie. În numărul orchestră vă propun să ne uităm în urmă. Este istorie trăită de noi toți, dar din unghiul subiectiv al autorului. Deci, mai degrabă aș spune proză confesivă decât memorialistică. Câteva cuvinte despre personaje. Unele sunt de prim plan. Le știți, care au jucat un rol important în
această perioadă, o să regăsiți aici, în primul rând, pe cei patru președinți pe care i-am avut de la Revoluție încoace, de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu, la Traian Băsescu, Iohannis chiar. Sigur, un spațiu mai larg revine președintelui Constantinescu, pentru că a fost o relație specială, eu i-am fost și student și ulterior am ajuns purtător de cuvânt, dar și pentru faptul că eu îl consider primul purtător al valorilor occidentale, europene, în România. Primul președinte atașat de aceste valori. În acest volum nu am dat din casă, cum se spune, dar am avut ocazia să revin asupra unor aspecte mai puțin cunoscute, unele care chiar nu se știu deloc sau nu s-au înțeles, și pe care să pot să le aduc într-o lumină nouă, care, zic eu, are și ceva valoare de adevăr. În jurul acestor puternici ai zilei pe care i-am menționat, mișună o lume tristă de activiști, e așa ca o mare armată, de oameni care și-au găsit o ocupație în politică după ce n-au reușit să facă carieră în profesiile lor. Și avem o mulțime de exemple, sunt ușor de recunoscut pentru că se agită mult, gesticulează, au declarații și, în general, au impresia că fac istorie. Altele sunt personaje de fundal. Sunt oameni fără importanță, între ghilimele, sunt marginalii. Sunt oamenii care trăiesc, în general, greu, în nevoi de toate felurile, dar în această carte ei nu sunt periferici, chiar dacă trăiesc în lipsuri. Și e vorba de mineri din Valea Jiului, unde am lucrat 3 ani sub pământ, de muncitori din cariere, oameni ai deltei, țărani din satele depopulate. Să-i spunem țara de jos, cu ghilimelele de rigoare. Oameni simpli pe care i-am cunoscut trăind între ei și pe care m-am străduit să-i aduc pe hârtie. Cele două părți, țara de sus și țara de jos, se întâlnesc rar și puțin mai curând de alege. Totuși, ele se reflectă cumva una în alta ca două oglinzi paralele. În același timp, cartea este și o privire întoarsă asupra devenirii mele ca scriitor. Drumul parcurs de la jurnalistică la ficțiune, de la carte la film. Este lumea pe alocuri și eu în lume. Cam aceasta este formula. În amintirea vremurilor trăite, dar în interiorul artei, al literaturii. Vă mulțumesc. Mulțumesc și antevorbitorilor mei, care au spus lucruri mai interesante decât mine despre carte. Și am nădejdea că poate la anul să vin cu, în fața dumneavoastră, cu un volum de poezie. Mulțumim, domnului Popescu. Eu cred că e o șansă acum să puneți întrebări. Sunteți o mulțime de jurnaliști aici, s-ar putea să aveți curiozități legate de carte, legate de mărturisirile pe care le face. Notați-mă aici o mărturisire legată chiar de președintele Constantinescu, pentru că domnul Popescu încearcă să lămurească acea declarație a președintelui Constantinescu care ne-a înnebunit pe toți, ne-a oripilat. Mă amintesc când am venit aici, domnul Gurean era de față, a venit președintele Constantinescu și Marcel Tolcea, nervos că tocmai anunțase că l-a învins sistemul, i-a reproșat, a zis, domnule, zice, iartă-ne că acum ați imit, vă Marcel, ce? N-ai luat 4 ani de zile un ospătar să dai cu el de pereți. Și săracul Constantinescu a înțeles că l-a făcut ospătar și s-a enervat foarte tare. Ori Marcel îi reproșa faptul că n-a avut un tip de atitudine din asta mai dură, cum a avut apoi, să spunem, Traian Băsescu.
Însă, domnul Popescu explică aici, la pagina 115, ce s-a întâmplat acolo și că n-a spus niciodată că a fost învins de securitate, ba dimpotrivă, spune următorul lucru. Serviciile de informații erau atunci conduse de oameni loiali președintelui, pe care chiar el îi promovase și care nu l-au trădat altfel decât prin nepricepere. Adică, Robert a povestit cu prezența domnului Constantinescu aici. Când m-am dus la redacție, deja în hol m-au luat doi, m-au verificat, m-au mai apărut doi, m-au verificat, am intrat în birou, au venit după mine, în fine, s-a așezat, a povestit domnia sa despre și urmau întrebările, la care s-a instalat o tăcere. Robert a pus o întrebare, nu știu dacă a înțeles domnul Constantinescu sau era uimit de înghesuiala din sală. S-a ridicat, a vrut să plece. L-am luat cu mare dificultate să-l pun înapoi. Și nu a vorbit despre desul. A fost o întâlnire mai puțin fericită decât altele. Să mai întâmple. A fost o chestie pe circuit închis. Dacă aveți întrebări, exact. Inculpatul e aici în stânga noastră. Păi, poate, când se mai uită la televizor, dacă scrie, că nu, când ai timp să... V-aș spune întâi altceva, pentru că Robert ne-a dus în zona asta de a Palatului Cotroceni și a lucrurilor care s-au întâmplat în perioada respectivă. Și unele fie nu se cunosc deloc, fie nu sunt înțelese ca atare. De pildă, la un moment dat, foarte puțin s-a amintit de așa numita temă a reconcilierii. În practică, lucrurile au arătat așa. Au ajuns la putere o serie de oameni care aveau în spate 10 ani, 15 ani, 18 ani de închisoare politică și care, în urma unei politici duse prin conivență de Corneliu Coposu, de Ion Diaconescu, de președintele Constantinescu ca artizan, că el punea oameni în funcții, fie direct, prin numiri, fie prin influență. Au ajuns în aceste poziții de putere și de influență oameni, cum vă spuneam, cu un trecut absolut tulburător a deținuți politici. Niciunul n-a încercat, să deschidă un proces împotriva celor care l-au ținut acolo. Niciunul n-a încercat să determine cumva o reparație în justiție pentru nedreptatea la care a fost supus. S-a mers pe ideea să iertăm, să trecem înainte, viitorul este mai important. Și asta mai târziu s-a numit așa, cu un termen mai pompos, reconciliere națională. Asta a avut și drept consecință, faptul că punctul 8 din proclamația de la Timișoara a rămas pe hârtie și, din păcate, ca o a doua consecință, restaurația activiștilor din al doilea regim Iliescu, care, când au văzut că se poate, nu se întâmplă nimic, nu se deschide niciun dosar, nu, e în regulă, merge așa, au prins curaj și au revenit înapoi. Genul acesta de amintiri sunt valorizate aici. Nu atât lucruri punctuale pe care, mă rog, unii le mai știu, alții, nu? Dar vă rog. Mă numesc Doru Botoiu, sunt membru al Societății Timișoara și dacă tot a venit vorba, cred că în 97, în martie, mă rog, în martie, aprilie, organizăm noi de regulă ceva manifestări.
era să zic comemorative, da? Legate de lansarea proclamației. În 97 a venit domnul Constantinescu, a fost o întâlnire la operă cu foarte multă lume, foarte, foarte multă lume. Și atunci, pe noi, cei de la societate, dar și pe alții, ne-a dezamăgit pentru că a avut un discurs în linia asta despre care vorbeați, cu reconcilierea, cu să uităm, să mergem mai departe, să așa mai. Și a spus, cu subiect și predicat, că legea lustrației este caducă. Toată lumea a rămas mirată. Era un soi de speranță cu totul inadecvată realităților din Timișoara și dintr-o bună parte a țării. Faceți cumva referire? La momentul acesta nu. Dar pare să fie în consonanță cu ce... Cu ce a spus Adina. Ce am spus Adina. Da, da. Mersi. Altcineva? Poate lucruri de altă natură? Sunt amestecate așa ca într-un creuzet tot felul de lucruri personale, dar la intersecție cu ce am trăit cu toții în ultimii 35 de ani. Cu Ciulei n-ați avut ocazie să lucrați? Nu. Cu Pintilie am avut, el m-a... Ciulei n-a făcut decât teatru. Da, din păcate. Din păcate, da. Există un film, Valurile Dunării. Valurile Dunării, da, chiar. Există un film pe care l-a făcut. Întâlnirea cu, întâlnirea cu dreptate, Pintilie... A fost atât de mare în teatru încât a uitat exact că a făcut film. Întâlnirea cu Pintilie s-a petrecut într-un moment în care el se întorcese din acel exil, din acea plecare forțată din țară, și acolo nu făcuse decât teatru, dar făcuse excepțional la niște cote absolut remarcabile, și teatru și opera, dar nu făcuse film. Și deci avea o sete extraordinară să facă film. Și se vede, iertați-mă, se vede mai ales în Deceta Clopotă Elitică. Acolo se vede seca lui. Exact. Dar aici el vroia să exprime, la momentul ăsta, vrea într-un fel să își regleze relația cu vechiul regim care l-a făcut să plece de aici. Și a găsit în povestea aceasta din Subomul, din Valea Jiului, o expresie a unui sistem concentraționar. Deci niște oameni care trăiesc sub pământ, vai de capul lor, și pe care eu am brodat o poveste care sigur că este ficțională, dar care stă pe foarte multe elemente concrete de realitate. Și atunci a putut să și vadă într-un fel lucrurile, am mers împreună în Valea Jiului, am coborât în subteran, ne-am tărât în cele mai apăsătoare galerii și la ieșire mi-a spus, facem filmul ăsta, trebuie să-l facem, pentru că trebuie să facem ceva împotrivă. Și de aici a început mașinăria după aceea să se rostogolească. Am scris scenariu, s-a mers cu echipă în Valea Jiului, s-a filmat la sute de metri sub pământ și așa mai departe. E un film negru ca un cărbune. Cum ați reacționat când ați văzut de carte și nu de balea de balea de nota din casă, în jurnal, dar aș fost curioasă să aflu cam câte pagini avea jurnalul real, dacă a trebuit să tăiați foarte mult și dacă a fost greu să faceți selecția. Da, în general arunc destul de mult din ce scriu, pentru că totuși nu cred că mai sunt vremurile cărților de sute de pagini. E bine să te exprimi condensat, să poți să spui o poveste în cât mai puține cuvinte și cred că ai o șansă mai bună să ajungi la cititor în felul ăsta. Dar spuneați că nota din casă. Nu.
Nu, deci... Eu am scris Purtătorul de Cuvânt, care este un jurnal clasic și care a apărut la câțiva ani după ce am părăsit Palatul Cotroceni. Acolo lucrurile sunt așa cum s-au petrecut, cum s-au desfășurat și cum le vede un om care lucrează în fiecare zi alături de, de președinte. Aici mă interesau lucruri de, de, cum să spun, de, mai degrabă de valorizarea amintirilor, cum a fost momentul pe care vi l-am povestit legat de reconciliere și de rolul lui în cadrul acestui proces. Și Doina Cornea a contat atunci tot în acest sens. Și au fost câțiva oameni care au gândit acea politică de, 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 s-a numit mai târziu reconciliere. E o carte care mă reprezintă, e o carte în care autobiografia joacă un rol important. Practic este o intersecție între viața mea în cadrul mai mare al țării în general. Tot ce am trăit cu toții în acești 35 de ani, dar din unghiul meu subiectiv. De ce un jurnal altfel? Pentru că nu e un jurnal clasic. Deci, într-un jurnal clasic, elementele narate se înscriu cronologic și oarecum derivă unele din altele, există o, o narativă în acest sens. Într-un jurnal, altfel, așa cum am folosit eu această formulă, e vorba de un tablou care se obține în ansamblu prin o serie de imagini disparate, de secvențe, de amintiri care împreună alcătuiesc un, un mozaic. Și în acel mozaic ar trebui să recunoaștem spiritul unei epoci la care am participat. Ce cât de greu vă recunoaștem? Ce personaje recunoaștem în carte? Păi, în primul rând, ar fi cei patru președinți de după Revoluție, Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis. Ei sunt, să zic așa, puternicii zilei. În jurul lor roiește o armată de activiști diferiți, în funcție de fiecare președinte a avut armata sa personală. Și mai departe aș vorbi despre personajele de fundal, care sunt oameni obișnuiți, oameni care uneori sunt chiar marginali, oameni care trăiesc de la o indexare la alta, oameni care fac munci obișnuite, mineri, țărani din satele depopulate, oameni din cariere, pescari din delta Dunării și așa mai departe. Oameni pe care i-am cunoscut trăind alături de ei și observându-i, să zic așa, cât mai de aproape am putut. În cât timp ați reușit să încropiți acest jurnal? Vorbim de mulți ani, multe amintiri. Cât v-a luat să le puneți efectiv în cap coadă? 2 ani am lucrat la această carte. Ea se întoarce asupra unei perioade de 35 de ani. Și asta pentru că vorbim de cei 35 de ani de după Revoluție, dar sunt incursiuni și într-un orizont mai îndepărtat, sunt lucruri care țin de copilăria mea, care țin de familia mea, de părinții mei, de oamenii din care mă trag și care sigur m-au format la vremea respectivă. Pe ce criterii ați ales personajele principale, dacă le putem numi așa? Personajele principale, dacă vorbim de președinți, s-au impus de la sine, pentru că vorbim totuși de o anumită desfășurare care ține de trecutul nostru recent. Și deci, oamenii care au avut o anumită influență în această, în această perioadă nu puteau fi lăsați deoparte. Titlul cărții este foarte vizual, iar Omul Orchestră este un personaj complex. De ce ați ales acest titlu? Paradigma principală a Omul Orchestră este un personaj care, trăind în niște vremuri tulburi,
deloc așezate și deloc favorizante, care să-l ajute, poate chiar ostile, în aceste vremuri. Deci el încearcă totuși să nu se lase risipit. Încearcă de fiecare dată să facă ceva. Într-o zonă, în alta, învățând un rol nou, învățând o meserie nouă și așa mai departe, și sigur cu un consum poate mai mare decât ar fi fost necesar, reușește totuși să articuleze niște lucruri în ideea că până la urmă ceva se va lega și poate chiar ceva va rămâne.